Bine v-am regăsit, dragele mele, dragii mei, din nou live aici la Ziarul de Sănătate. Astăzi împreună cu doamna doctor Iosefina Spirs, medic specialist medicină de laborator și nutriționist. Bun venit, doamna doctor! Mulțumesc de invitație, bună ziua! Mă bucur să vă cunosc și am ocazia să discut un subiect extrem de interesant și mărturisesc că nu l-am abordat până acum și am suficienți ani de emisiuni medicale. Vom vorbi despre mutațiile MTHFR și, ca să fim mai pe înțelesul vostru, recunoscute, să spunem, la gravidele care au trombofilie, da? Și o să ne povestiți dumneavoastră mai multe. Însă vreau să vă anunț și astăzi că avem premii să vă oferim, așa că cele mai interesante întrebări, mesaje primite vor fi răsplătite. Avem să vă oferim două suplimente extrem de utile și de bune, așa cum știți, de la firma Zenit, Omega 3 Marinol și Zinc 25 mg per capsulă. Cele mai interesante întrebări vor fi răsplătite și mai avem alte două premii. Două cărți extrem de interesante scrise de domnul profesor dr. Gheorghe Mencinicopski, Cerealele glutenice și boala celiacă sau Când grâul poate să ne îmbolnăvească, aceasta ar fi o carte, un premiu. Și cel de-al doilea premiu, Carențele nutriționale și bolile cronice, deficite nutriționale induse de medicamente. Ambele cărți poartă semnătura domnului profesor Gheorghe Mencinicopski, pe care îl salutăm și îi dorim din suflet sănătate, așa cum vă doresc de altfel tuturor. Doamna doctor, spuneam că este un subiect extrem de interesant. O să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați ce înseamnă mutațiile acestea genetice MTHFR, da. Și care este prevalența. Adică eu am amintit de graviduțe, dar îmi spuneați înainte de emisiune că nu doar ele pot avea această problemă. Vă las pe dumneavoastră să ne explicați. Da, mulțumesc. Această mutație, această genă, MTHFR, este o prescurtare de la metilen tetrahidrofolareductaza. Este o genă care sintetizează proteina cu același nume, care are funcție enzimatică și anume de a sintetiza metilfolat în ciclul folaților. Această genă este prezentă la toată lumea, da? Toată lumea are această genă. În populație există un procentaj mai mare sau mai mic cu mutații, aici vreau să amintesc mutațiile 677 și 1298, care sunt cele mai cunoscute, dar nu sunt singurele. Iar prevalența lor în populație este variabilă în funcție de tipul de populație. În populația caucaziană, frecvența lor este, de exemplu, la MTHFR 677, în jur de 45% pentru forma heterozigotă, adică persoana respectivă are prezentă mutația 677 pe un cromozom și aceasta duce la scăderea funcției enzimatice, în jur de 30%, sau în formă homozigotă, cu prevalență în jur de 10%. În total, deci, numai pentru acest tip de mutație MTHFR, prevalența în populația caucaziană este undeva la 55%, deci unul din două persoane are această mutație. Deci, iată, un procent foarte mare. Exact. Nici nu ne-am fi gândit. Exact, da. Acum, una din două persoane. Acum, persoanele care știu că au această mutație diagnosticată sunt evident mai puține. Foarte multe femei își fac panelul de trombofilie și se testează și află cu ocazia asta că au această mutație prezentă în formă homozigotă, heterozigotă, diverse combinații. De cele mai multe ori se întâmplă atunci când femeia rămâne însărcinată sau când își dorește, își propune să devină o mică și să facă acele analize. Așa ar fi ideal. Ideal ar fi să le facă preconcepțional, să știe de la început care este situația și să ia tratamentul adecvat, pentru că lucrurile trebuie pregătite în avans. Și putem discuta, dacă tot am ajuns în acest punct, pentru că mie mi se pare extrem de interesant. Deci spuneați, înainte de a lua decizia că vrem să aducem pe lume un copilaș, că vrem să devenim mămici, bine ar fi să ne facem testele, temele analize. De acasă. Exact, temele, da. Da. Și spuneați, legat de acest capitol, că ar trebui făcută ce analiză? Ar trebui făcute un set de analize. În primul rând, început cu set de analize genetice, care să vadă, să verifice prezența mutațiilor de trombofilie, unde sunt incluse și aceste mutații MTHFR, pentru a avea o bază de informație pe care să o furnizeze. Această genă, MTHFR, am preluat și pe Facebook, că vreau să fim urmăriți de cât mai multe persoane, pe Facebook și pe YouTube. Ok, super. Pe baza panelului de trombofilie se pot face, în pasul al doilea de diagnostic, testele de verificare a expresiei genetice a mutațiilor prezente, pentru că toată lumea are diverse combinații de mutații. Nu există o persoană care să fie fără mutații genetice. Important este dacă aceste mutații sunt active, dacă ele se manifestă, dacă creează probleme, dacă
Există un răsunet biologic sau dacă aceste mutații sunt inactive și nu creează probleme, atunci e foarte bine, da? În ceea ce privește mutațiile MTHFR, ele se testează din punct de vedere a expresiei genetice prin câteva teste uzuale care se pot deconta și la medicul de familie. Începem cu hemograma. Este foarte importantă, este gratuită și ne spune foarte multe informații despre nivelul de aprovizionare a organismului cu folați și cu vitamina B12. Un prim semnal de alarmă se vede pe hemogramă, pe volumul mediu eritrocitar care începe să crească în condițiile unui deficit de folat sau B12. Da? Spuneați deficit de folat, de aceea este important ca viitoarea mămică, înainte de a rămâne însărcinată, să ia preventiv acid folic. Nu acid folic. Acelea, e altceva. Da, metilfolat. Asta, metilfolat. Asta e ca să prevină defectele de tub neural la exact. Viitorul bebeluș. Exact. Deci, da. Iată, altceva trebuie să țină cont mămica de altceva. Exact. În situația în care viitoarea mămică are această mutație prezentă, are un deficit de folat care se poate diagnostica și el prin un test de concentrație serică, care este destul de nespecific. Cel mai corect este testul de concentrație eritrocitară al folaților și care arată exact nivelul de folați bioidentici. Pentru a pregăti o sarcină fără riscuri, este bine să aibă un nivel de folat către limita superioară și anume de 700-800 după nanograme pe mililitru eritrocitar, după cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății. Nivelele medii sau inferioare de folat eritrocitar nu sunt recomandate. Deci Organizația Mondială a Sănătății recomandă minim 400 de nanograme pe mililitru eritrocitar. Da. Noi vorbim de optim. Optimul este undeva la limita superioară. Acestea sunt testele pentru testarea, verificarea incorporării absorpției și incorporării folaților, dar nu trebuie să uităm de vitamina B12, da? Care este un alt... Foarte importantă și ea. Este foarte importantă și ea și se testează atât vitamina B12 totală, cât și holotranscobalamina și ne arată aprovizionarea organismului cu B12. Indirect, testăm și homocisteina serică, care în condițiile unui aport nutrițional scăzut de folat sau de B12 sau în prezența unor inhibitori sau în prezența unor mutații genetice, începe să crească. Iar homocisteina crescută este un factor de risc de tromboză, factor de risc independent de tromboză, care poate pune în pericol o viitoare sarcină și de aceea trebuie manageriată situația. Deci, cu alte cuvinte, gravidițele, femeile care au această trombofilie riscă să piardă sarcina, adică să nu poată duce sarcina până la capăt și să nu știe neapărat cauza dacă nu faci toate aceste analize și dacă nu afli că ai această mutație genetică? Da, sunt două lucruri care trebuie separate. În primul trimestru, pierderile de sarcină, o sarcină oprită în evoluție în primul trimestru, de obicei arată o anomalie genetică care se asociază cu diviziuni celulare care fac ca sarcina respectivă să devină incompatibilă cu viața. Aceste anomalii genetice apar prin carențe nutriționale majore de folat de pe 12, cu diviziuni celulare aberante și cu oprirea în evoluție a sarcinii pentru că acel embrion nu are cum să se dezvolte. În trimestrele, în lunile avansate, când riscul de tromboză crește, acolo nu se mai pune problema de malformații sau de carențe nutriționale, ci este riscul de tromboză în sine, care apare prin homocisteină crescută sau prin alte trombofilii. Da? Bun, aceasta ar fi referitor la graviduță, la viitoarea mămică, însă spuneați că una din două persoane poate să aibă. Exact. Da? Mai dăm și alte exemple? Da, exact. Așa este, da. Deci nu doar femeile gravide, viitoarele mămici sau femeia gravidă trebuie să-și pună probleme referitoare la această mutație și ce se poate face, ci populația generală. Pentru că, da, una din două persoane din România, din populația caucaziană, are această mutație și la modul ideal ar trebui ca toată lumea să se testeze la naștere, ca să știe de la început, da, care este situația și să aibă o dietă personalizată, un tratament farmacogenetic personalizat, la modul ideal.
Deci, cu alte cuvinte spus, atunci când vine pe lume bebelușul, părinții să facă, să-i facă aceste analize. Da, dar, practic nu se poate și atunci ce se poate face este ca părinții să-și facă măcar ei testele genetice, să știe care sunt la mamă și la tată, da, care este situația și să verifice, da, astfel cam care sunt șansele de transmitere la viitorii, la copil. Da? Dar în linii mari, pentru că este atât de frecventă această mutație, liniile de tratament general valabile indicate sunt o dietă sănătoasă, da? O dietă bogată în legume și fructe proaspete cu antioxidanți și cu folați. Asta ne interesează foarte mult, o concentrație crescută de folați care se găsește în alimentele verzi, neprocesate termic, tot ce înseamnă frunză verde, da? Folium, de aici vine denumirea de folat. Atât cât se poate, da? Bun, și mă gândeam, doamna doctor, vă ascultam și am trecut direct la ce de făcut, însă aș mai vrea un pic să insist, pentru că, repet, cel puțin pentru mine subiectul este nou și vreau să aflu cât mai multe lucruri. Dacă există și simptome ceva, manifestări, adică ar fi ceva care să-ți dea de gândit în afara faptului că, iată, spuneam, gravida poate nu reușește să ducă sarcina până la capăt, gravida cu trombofilie. Da. Alte manifestări, alte simptome... Simptomele sunt variabile de la lipsa oricărui simptom, da? În condițiile în care această genă este prezentă, dar persoana respectivă are o dietă sănătoasă, își compensează mutația pentru un stil de viață sănătos cu un aport de legume verzi, nu este niciun simptom, dar lucrurile sunt sub control. Evident, se pot folosi și suplimente atunci când dieta nu este suficientă sau este nevoie de un aport accelerat de nutrienți, se folosește și suplimente. În România există, da, disponibil metilfolat de generația 3-a și a 4-a, fără niciun fel de probleme. Dar legat de, deci spuneați de simptome și de ce putem face. În afară de investigațiile pe care le-ați spus, da, de hemogramă, da, concentrația de folat seric, eritrocitar, folat, exact. Vitamina B12, homocisteina. Odată stabilit diagnosticul, ce e de făcut sau ții cont de ce anume? Da, mutațiile genetice nu se schimbă. Ne naștem cu ele, le moștenim de la părinți și le transmitem mai departe la copii. Ele sunt prezente în codul genetic și nu există posibilitatea de a le schimba. Deci dar această mutație genetică o poți transmite copilului. Exact, da. Părinții transmit fiecare, transmite 50% din codul genetic mai departe la copil. Dar putem să avem un stil de viață sănătos, da? Un diagnostic corect și un tratament corect în funcție de situație. Și să termin și întrebarea cu simptomele de la persoane care nu au niciun simptom pentru că situația este controlată până la forme grave de homocisteină crescută cu infarct sau accident vascular cerebral. Tromboflebite, superficiale, profunde, da. A, deci iată că poate nici n-am face legătura între aceste afecțiuni pe care poate de multe ori le punem pe seama înaintări în vârstă. Altor cauze. Sau altor cauze, exact. Da. Și când cauza, iată, dacă ai ști, ai putea cumva să previi apariția acestor complicații, că până la urmă e vorba de o complicație care se pune în pericol viața. Ar fi bine dacă homocisteina serică ar fi inclusă în panelul de teste uzuale la medicul de familie, de contate, de casa de asigurări, pentru că arată foarte multe informații, este factor de risc de tromboză, este factor de inflamație și ar fi foarte util dacă ar fi testată regulat. Da, dar spuneți că nu este în setul acela obligatoriu, dat de medicul de familie odată pe an, dar putem să o cerem, să o facem. Se poate face la cerere, da. Este scumpă? Nu este scumpă, dar nu e nici foarte ieftină. Da. Bun, bine că știm. Revenind la femeia însărcinată, dacă află că are această mutație genetică, da? Deci practic are trombofilie, ce trebuie să facă astfel încât să reușească să ducă sarcina până la capăt? Da, mutațiile MTHFR sunt considerate mutații metabolice care duc la hiperhomocisteinemie, care este factor de risc de tromboză. Ele nu sunt mutații de trombofilie în sine, cum este factorul 5 Leiden sau alte mutații net evident de tromboză, factorul de tromboză.
ce trebuie să facă o femeie care, sunt două situații, dacă ea își planifică o sarcină și dorește să rămână însărcinată. Asta ar fi cazul ideal, cazul ideal în care îți faci, da, tot setul de, exact, în care te pregătești, analize, faci testarea genetică, pe baza testelor genetice își poate face testele de verificare a expresiei genetice, să vadă exact cât este folatul serii eritrocitar, dacă este carență să înceapă suplimentarea, la fel și la B12, o dietă bogată în alimente bogate în B12, cele de origine animală, plus suplimentare cu B12 și cu aducerea homocisteinei la optim, adică un 6-7 micromol la mililitru. Aceste analize ideal ar trebui făcute de ambii parteneri, pentru că celulele sexuale de calitate, da, spermatozoizii și ovocitele, trebuie amândouă să fie, din punct de vedere biologic, de calitate superioară, nu doar mama trebuie să fie optimizată metabolic. Și a spus deja doamna doctor, da, că părinții transmit 50% din bagajul genetic, deși, da, câteodată ni se pare că seamănă mai mult, seamănă mai mult, da, cu mama sau cu tata. De fapt, el are 50% moștenire, exact, genetică și de la unul și de la altul. 100% exact, el, da, e format 50% din ce transmite mami, 50% din ce transmite tati. Așa este, da. Și în condițiile în care este o sarcină planificată, cei doi parteneri testează valorile, realizează și testele genetice și cele de biochimie, hematologie și merg pe un tratament nutrițional personalizat de optimizare acestor valori. Și apoi, când ele sunt, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății, optime, se pot gândi la o sarcină planificată cu șanse mari de reușită. Dacă când este o sarcină neprevăzută, așa, exact, da, care este diagnosticată în 4-5-6 săptămâni, atunci este puțin cam prea târziu să încep suplimentarea cu metilfolat, pentru că deja embrionul este format, deja dacă a fost o carență de nutrienți. Vă întreb, da, da, exact, că poate mămica reușește să ducă sarcina până la capăt, dar copilul este cu anumite probleme de sănătate. Exact, pentru că a plecat la drum cu diverse carențe nutriționale, pe ceea ce ne interesează, pe metilare, a plecat la drum femeia respectivă cu carențe de metilfolat, care este, la noi este mult mai frecvent decât carența de B12, pentru că la noi se mănâncă în general carne, nu există așa o problemă cu aprovizionarea cu B12, în schimb la partea de legume verzi neprocesate, termic, salată și așa, nu foarte multă lume este vegană sau vegetariană, strict ca să fie așa un nivel crescut mâncăm, de la început. Poate că nu suficient. Nu suficient. Cât, da, ar trebui să mâncăm? Câtă salată, câtă varză? Câtă... Mult. Mult. Mult, da, da. De aceea, iată rolul suplimentelor, exact, de bunătate, exact, exact, atunci când poți suplimenta, adică, exact, să mănânci așa, sănătos, spune, dar sănătos, să și suplimentăm. Dar să și suplimentez, pentru că, exact, nu întotdeauna avem suficiente cantități. Da. Și revenim la femeia care este diagnosticată cu o sarcină în primele săptămâni. Dacă este trecut de 6 săptămâni, este prea târziu să facă prevenția malformațiilor de tub neural, pentru că deja embrionul este format. Da, el se închide la în jur de 4 săptămâni, 4-5 săptămâni, deci la momentul formării și închiderii tubului neural trebuie să aibă tot ce este nevoie, pentru că aprovizionarea, femeia începe să ia acid folic sau un alt folat când află că este însărcinată. E prea târziu. E puțin cam prea târziu. Asta ziceam și eu, trebuie cu mult, da, înainte. Sunt femei care știu că de multe ori mă întrebau, primeam mesaje de acest gen și știam că medicii asta spuneau, uh-huh, că niciodată nu e prea mult. Adică întrebarea cam asta era, da, eu îmi doresc, mă pregătesc de sarcină, dar nu știu când voi rămâne însărcinată. Da. Că iau acid folic o lună, două, trei, jumătate se testează de an. Răspunsul an e, testăm, monitorizăm. Da. Nu luăm suplimente în orb și nu știm mai departe dacă ele se absorb din intestin în circulație, dacă din circulație ajung în celulă. De aceea se testează nivelul serii, care arată nivelul circulator, și nivelul eritrocitar, care ne arată nivelul tisular de folat în cazul de față, sau adică nivelul și așa în mai departe, țesut, în, da, țesut, da? Adică acolo unde ne interesează, unde are efect metabolic. Suplimentarea preconcepțională ar trebui însoțită de testare preconcepțională și verificat dacă femeia respectivă absoarbe și metabolismul pe ciclul respectiv funcționează mai normal sau nu, pentru că doar așa să suplimentăm și să cheltuim bani și să nu știm dacă are efect tratamentul respectiv este doar jumătate din ecuație. Văd că deja sosesc mesajele și mă bucur că se întâmplă, da, așa. Nu uitați că cele mai interesante întrebări, mesaje, vor fi răspătite și astăzi. Avem suplimente de la Zenith, spuneam, un tub fie cu zinc, fie cu omega-3 marinol, și cele două cărți extraordinare scrise de domnul profesor Gheorghe Mencinicopschi.
avem toate premiile aici pe masă. Voi doar să scrieți și colegii mei vor alege cele mai interesante întrebări. Iată, o salutăm pe Iordache Mădălina, care spune: vă felicit pentru subiectul de astăzi, foarte interesant și de mare ajutor. O întrebare pentru doamna doctor. Am 3 mutații MTHFR, C677T și A1298C, ambele heterozigote. Nu sunt 3, sunt 2. E una și una, sunt 3. Sunt 2 mutații MTHFR. La fel heterozigot, ce este mai recomandat, acidul folic 5 mg sau metilfolat în concentrație mai mică, negăsindu-se în concentrație mare pe piață, sau se pot cumula ambele formule, ținând cont că medicii recomandă concentrația de 5 mg. Mulțumesc mult pentru răspuns. Da. Doamna are combinația de mutații MTHFR cunoscută de drept compus heterozigot, care este cea mai gravă formă, pentru că eficiența funcției enzimatice a enzimei MTHFR este redusă undeva la 40% din cât ar avea o persoană fără aceste mutații. Administrarea de acid folic la persoanele cu mutații MTHFR este contraindicată, pentru că acidul folic inhibă enzima MTHFR în concentrație mare. Acidul folic este inhibitor de MTHFR. Și atunci, persoanele care au mutație genetică și au din start o scădere a funcției enzimei, da? Deci o funcție reziduală mică, și mai au și acid folic, care mai scade și el suplimentar, deci mai ce a rămas din funcția enzimei MTHFR. Cu cât mai rămân ei ca și funcție reziduală aceste enzime? Cu foarte puțin. Capacitatea de procesare la o persoană fără mutații de acid folic este de 200 de micrograme pe zi. 5 mg de acid folic înseamnă 5.000 de micrograme, din care doar 200 sunt prelucrate. Restul, de 4.800, rămân în circulație și se cunosc ca acid folic nemetabolizat, care are efect negativ, pentru că diferența între acidul folic și metilfolat este doar de grupare metil. Atât. Se va cupla acidul folic pe receptorii celulari și îi va bloca, astfel încât în celulă nu mai intră metilfolat, pentru că nu mai are pe ce să se atașeze, nu mai există receptor. Și adică luăm degeaba acidul folic? Da. Răspunsul este da. Este mult mai logic și mult mai eficient din punct de vedere biologic să se administreze direct produsul final de metabolism al ciclului folaților, și anume metilfolatul. Mai ales la persoanele care au mutație și care știu din start că nu pot să proceseze folatul de tip acid folic în metilfolat. Acidul folic trebuie să treacă. Am adus câteva scheme, da? Și o să ne ajute colegul, da? Trebuie să treacă prin 6 stații enzimatice, de la acid folic până devine metilfolat. 6 stații enzimatice, da? Până când acidul folic devine metilfolat, trece foarte mult timp. Trebuie ca toate aceste stații să fie funcționale, fără mutații genetice, fără inhibitor și cu cofactori, adică B2, B3, magneziu și așa mai departe. În prezența oricărei situații de acest gen, eficiența per ansamblu a ciclului folaților va fi extrem de redusă. Iar având ultima stație cu mutație compus heterozigotă, care este limitatoare de viteză per ansamblu a ciclului folaților, randamentul acestei reacții de a transforma acidul folic în metilfolat este extrem de scăzut. Nu are sens administrarea de acid folic în condițiile în care în România avem suplimente de metilfolat și de generația 3 și de generația 4. Cea de-a patra quadrifolic, cea mai bună. Bun, iată, o salutăm și pe Ramona Aleca, la fel pe Amalia Dogaru, pe Veronica Oana. Văd că se uită și Sorin, te salutăm, Sorin, pe Carla Badea, la fel Camelia. Păcurar Simona ne transmite felicitări. Mulțumesc din suflet și mă bucur că sunteți și astăzi alături de noi. Iată, o salutăm și pe Ioana Gabriela, care ne scrie: sunt deținătoarea, în ghilimele, a mutațiilor genetice MTHR 1298, Leiden V, da, ambele heterozigote, da, și PAI 1 homozigot, da, pe timpul sarcinii și 6 săptămâni după mi-am administrat Clexan. După această perioadă mi-am contactat medicul hematolog ca să aflu ce tratament ar trebui să iau în continuare. Medicul insistă că nu este nevoie să iau nimic. Aș vrea să știu și părerea doamnei doctor. Da, tratamentul anticoagulant cu Clexan se administrează
în timpul sarcinii și 6 săptămâni după naștere. Deci a procedat corect aici. Da, foarte corect, da, pentru că are prezentă mutația factorului Leiden, care este mutație de gravitate majoră și pentru care trebuie tratament anticoagulant. Da? În ceea ce privește mutația MTHFR, nu este nevoie de tratament anticoagulant. Nu este o mutație de trombofil, este o mutație metabolică care se tratează cu dietă și suplimentare metabolică. Da? Deci este suficient metilfolatul. În situația doamnei, pentru că și factorul Leiden este o mutație de risc, trebuie să aibă permanent grijă la factorii generali favorizanți de apariție a trombozelor, care sunt imobilizarea, sedentarismul, fumatul, contraceptivele orale, da? Prezența estrogenilor. Acestea trebuie evitate și ținut cont de prezența factorului Leiden în cazul unei intervenții chirurgicale. Adică? Adică tratament anticoagulant. Dar în ceea ce privește un stil de viață normal, nu e nevoie de tratament anticoagulant toată viața. Da? Este nevoie de o atitudine profilactică. Da. Deci medicul spune corect, da, adică da. Și medicul e corect, doamnei, e foarte corect, dacă da. Nu este nu nevoie, este nevoie. Să nu. Mai ia nu, dar trebuie să aibă grijă toată viața, atât pentru partea de tromboză, cât și pentru partea de metabolism. Și să aibă grijă și de copil, că spuneați că 50% da. Sigur i-a transmis. Da, și ar trebui testat și copilul și văzut dacă a moștenit din partea mamei factorul 5 Leiden de la mamă, mutația MTHFR de la mamă și ce a moștenit de la tată. Dar sunt cazuri, doamna doctor, în care și mama și tatăl pot avea această mutație și atunci copilul există, cu siguranță da. Are 100%? Sau așa cum? Este, dacă mama este heterozigotă și tatăl este heterozigot, copilul poate să ia cromozomul fără mutație de la amândoi sau cromozomul cu mutație de la amândoi și atunci copilul va fi homozigot. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că funcția reziduală a enzimei MTHFR va fi foarte redusă, da? Și este nevoie de suplimentare cu metilfolat în condițiile în care dieta nu este suficientă. Bun, și o să revenim oricum la ce trebuie făcut odată știut diagnosticul. O salutăm și pe Coca Iuliana, care ne transmite felicitări pentru subiectul abordat. Îți mulțumim că ești alături de noi, Iuliana. La fel, Alexandra Gheorghe spune felicitări, doamna doctor. Mulțumesc. Îi mulțumesc și eu, doamnei doctor, și mă bucur de prezența adânsei. Sper ca sfaturile pe care le dăm în această emisiune să fie utile și să ajungă mesajul dumneavoastră la cele care, iată, au nevoie, la cele, cei, că și bărbații pot avea această mutație așa genetică. Este, da. Văd că femeile au fost mai îndrăznețe și ne-au scris. Da. Sau poate că au aflat de această mutație genetică atunci când au dorit ocazia sarcinii. Să fie mămici. Exact. Da, dar, din fericire, femeile află de MTHFR că au această mutație cu ocazia unui panel de trombofilie pe care îl fac preconcepțional. La bărbați lucrurile se întâmplă post accident trombotic sau alte evenimente de genul acesta. Și așa se află, da. Bun. Spuneam legat de stil de viață. Acum să revenim, pentru că ați început un pic mai devreme legat de dietă, de ce ar trebui făcut și v-am rugat să mai insistăm un pic legat de simptome, de ce investigații și ce de făcut dacă mămica, iată, află că are astfel de problemă și este însărcinată. Acum revenim și sfaturile sunt valabile pentru toți cei care au aceste mutații genetice, mutațiile MTHFR, atât femei cât și bărbați. Spuneați că este foarte important, bine, să punem diagnosticul. Corect, da. Primul lucru să știm de la început dacă avem sau nu una din aceste mutații sau mai multe sau ce combinații avem de la început. Apoi să știm dacă aceste mutații există repercursiuni, care este funcția reziduală a acestor enzime și dacă dieta pe care o avem la momentul testării este suficientă, dacă nivelul de folat seric și mai ales eritrocitar este suficient pentru ca să știm dacă suplimentăm sau nu. Asta ca nivel de bază. Trebuie ținut cont că metilfolatul este important pentru procesele de el intră apoi în ciclul metilării și pe baza lui se sintetizează S-adenozilmetionina, care este folosită ca și cofactor în toate reacțiile de metilare din corp, astfel încât aprovizionarea cu legume verzi și cu metilfolat este foarte importantă pentru buna funcționare a întregului organism. Și în perioadele stresante, solicitante, din punct de vedere educațional, examene sau profesional sau chiar în perioada asta, așa cum e acum cu pandemia și ne stres, facem griji, teamă, anxietate.
Trebuie să avem, să ajustăm nivelul de folat, aportul de folat prin dietă sau prin suplimente, pentru că și consumul este crescut. Deci nu suntem, nu trăim, nu avem același, aceeași zi, zi de zi, aceleași provocări zi de zi. Trebuie să ajustăm dieta și suplimentele în funcție de situația prin care trecem. Nu putem să dăm un tratament standard pentru toată lumea la fel, pentru că nu suntem la fel. Și da, nici noi nu avem aceeași zi, zi de zi ca să putem să luăm același dozaj zi de zi. Deci, iată, pe lângă faptul că tratamentul este personalizat, exact, se și modifică, înțeleg, variabil, dozele variabile. Și la ce interval de timp ar trebui ca pacientul să revină la medic și să îi se ajusteze tratamentul? Mm-hmm. Trebuie testat. Sunt două metode care merg împreună ca și diagnostic. Diagnosticul personal pe care fiecare și-l face și se verifică cum mă simt. Sunt ok, sunt ca și tonus, psihic, fizic, funcționez, sunt în stare să duc la îndeplinire sarcinile pe care mi le propun dimineața cu eficiență, cu spor și să mă simt în putere. Asta e ok, înseamnă că avem o aprovizionare cu folați suficientă. Sau dimpotrivă, ne trezim dimineața și suntem obosiți, deși de-abia ne-am trezit. Ca și când am fi dormit, da, obosiți, stresați, fără chef de muncă, fără chef de nimic, un tonus scăzut, înseamnă că este o problemă, da? Și se poate suplimenta pentru cine știe din star că are această mutație, e clar că i-a scăzut aprovizionarea și poate să crească un pic doza, sau și mai bine să meargă la medic să facă testele să confirme într-adevăr un nivel scăzut de folat seric și eritrocitar și să facă o suplimentare în consecință. Însă ce vreau să insist este că trebuie fiecare dintre noi să își ajusteze dieta și suplimentele, da, cu confirmarea medicului în funcție de viața pe care o duce, da? De solicitările pe care le are la momentul respectiv. Dar știți ce se întâmplă, doamna doctor, de multe ori, cred că nu doar eu gândesc așa, poate că sunt prea obosită, că nu știu, muncim prea mult, da, că avem prea multe de rezolvat, atât la serviciu cât și acasă, în special noi femeile, că avem mai multe joburi, exact, suntem și da, în și mămici, sfera și, profesională, da, acasă, când ajungem și gospodine și cu copii și teme mai nou acum părinții, da, sunt antrenați în activitățile online, de multe ori pui pe seama ritmului, da, chiar și nu realizezi. Și nu realizezi. Așa este, da, dar când zi de zi, zi de zi ești obosit, zi de zi de-abia mai funcționezi, zi de zi ești nervos, da, pentru că hormonii neurotransmițătorii de stres trec prin enzima catecolometiltransferaza care necesită SAM, produsul metilării. Dacă metilarea nu funcționează bine, acești neurotransmițători de stres se vor acumula și persoana respectivă va fi anxioasă. Și ești obosit și stresat. Da, și nervos. Și nervos. Și nervos. Da. Bun. Hai să mai răspundem unor întrebări. O salutăm și pe Maria Țențiu, care ne scrie că ne felicită pentru această emisiune. Îți mulțumim, Maria, mulțumim că ne urmărești. Și spune, aș avea și eu o întrebare pe care, la care o rog pe doamna doctor să-mi răspundă. Mutațiile MTHFR C677T homozigot factor 13 V34L, îmi cer scuze dacă nu le citesc așa cum trebuie, heterozigot, da, PAI1 4G/5G heterozigot. Aceste mutații genetice impun anticoagulare pe perioada sarcinii, indiferent de valoarea homocisteinei. Vă mulțumesc pentru răspuns. Da. Două lucruri, două direcții. Mutațiile MTHFR 677 homozigot necesită testarea nivelului de folat seric și eritrocitar și văzut efectiv cât a mai rămas din funcția restantă a enzimei și tratat, suplimentat corespunzător cu metilfolat, aducerea nivelului de folat la un nivel optim, plus dieta, evident, nu renunțăm la dietă, iar partea a doua de mutații de trombofilie în sine, adică factorul PAI, factorul 13, se verifică dacă aceste mutații sunt active sau nu prin testarea dedimerilor activității PAI-1 plasmatice și se verifică dacă aceste mutații induc modificări cu rol care favorizează tromboza, protrombotic. Aceste lucruri trebuie verificate la medicul hematolog. Bun, deci, da, mers la medicul hematolog, da, deci și sunt două el direcții, știe, da, ce e de făcut de în continuare. Făcut. Da. O salut și pe Alina și mă bucur că te uiți la noi. O salutăm și pe Ioana Gabriela, vă mulțumesc tare mult pentru răspuns. Ioana ne-a scris mai devreme și întrebam eu dacă și copilul, uh-huh, moștenește boala și spune, deja am contactat medic hematolog și pentru copil, urmează să facem analizele necesare pentru a afla ce
este de făcut. Consider de mare ajutor acest tip de întâlniri. Îți mulțumim că apreciezi întâlnirile, emisiunile noastre. Mă bucur. Și vă doresc din suflet multă sănătate, Ioana. O salutăm și pe Georgiana Popeții, care spune că deține ambele mutații MTHFR în stare heterozigotă, da, și pe AI1 homozigot. Pentru aceste mutații este recomandată administrarea de Clexan? O mică mențiune. Nu se tratează mutațiile, se tratează pacientul. Toată lumea are mutații genetice, diverse combinații. Întâi trebuie să facem o evaluare a pacientului, istoric, consult, etc. Și în funcție de fiecare pacient și chiar la aceeași pacientă, în diverse o pacientă poate să aibă două sarcini. La o sarcină să fie nevoie de tratament, la a doua nu. Deci fiecare pacient se evaluează separat și se tratează la momentul respectiv cu tratament sau fără. Pentru doamna care are PAI și MTHFR, aceeași discuție. MTHFR-ul este metabolică, se tratează cu dietă plus suplimente, iar mutația PAI se verifică dacă este activă cu activitatea plasmatică a PAI-1. În cazul în care este inactivă, nu creează probleme, nu există risc trombotic, nu e nevoie de tratament. În cazul în care este activă, activitatea plasmatică este crescută, atunci trebuie să primească un tratament de la medicul hematolog. Bun, o salutăm și pe Ioana Șerban, care spune că este pacientă negativă, genotip normal pe ambele, mutații, da? Alele, pentru mutație / poliformismul MTHFR A129-8C și homozicot, genotip mutant pe ambele alele, pentru mutația poliformismul MTHFR C677T. Ok, deci este homozigotă pe 677. Ok. Da. Dar care este întrebarea doamnei? Nu îmi spune întrebarea, doar asta ne-a scris. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Același lucru pe care l-am menționat și până acum, o dietă sănătoasă, bogată în folat vegetal. Un lucru pe care nu l-am menționat este evitarea medicamentelor care scad nivelul de folat. Sunt și medicamente, care sunt acestea? Le-am pus pe un slide, sunt inhibitorii de folat care sunt de diverse categorii, de la colestiramină, la antacide, la... Dar sunt medicamente administrate în ce afecțiuni sau în ce boli? În diverse boli, de la anticonvulsivante, la antiinflamatoare, pentru dureri, să zicem, la probleme de stomac, gastrite, ulceri și așa mai departe. Nu se pune problema dacă se ia odată un ibuprofen, nu e o problemă. Dacă se ia odată, nu se întâmplă nimic. E vorba de luarea de medicamente pe termen lung, care pot duce la o scădere a absorției de folați, da? Pe deci termen lung. Tratamentele unor afecțiuni cronice, da. Dacă avem acel slide, îl putem vedea. Sfârșit. Dacă nu, da. Doamna doctor a enumerat, da, din aceste afecțiuni. Pentru că spuneați ceva de antiinflamator, mă gândeam la afecțiuni pe partea reumatică, da, sau, nu știu, acum la schimbări de, da, odată pentru durere articulară, nu se întâmplă o durere menstruală, nu se întâmplă nimic dacă se ia un diclofenac, un ibuprofen, nu e nicio problemă, dar e vorba de consum cronic. Bun. Maria ne mulțumește mult pentru răspuns. Iată, îl salutăm și pe Alexandru, că spuneam că femeile ne scriu, iată că și bărbații au îndrăznit. Îți mulțumim, Alexandru, că ești alături de noi. Și Alexandru Zampieri ne întreabă dacă este bun tratamentul cu metilfolat B6 și B12 plus TMG pentru reducerea homocisteinei, da, plus fără carne un timp. Așa este, foarte corect tratamentul. E foarte corect? Da, dar trebuie monitorizat de un medic care se ocupă de, adică nu să se autotrateze. Eu nu sunt pentru autotratament, da? Trebuie diagnosticat, evaluat și tratat de o persoană cu competență pe acest domeniu. Adică medicul hematolog? Medicul hematolog sau un nutriționist care se pricepe la așa ceva. Și sunteți nutriționist specializat, da, în așa ceva, deci spuneați fără carne și, da, nu știu, alte... Fără carne roșie, carne roșie, fără este, carne roșie crește mai mult... Dacă puteți da mai multe sfaturi, da, pe partea carne asta roșie înseamnă carne de porc, de vacă și de vânat. Este permisă carne albă, pui, curcan, pește, da? În general, nivelul de homocisteină crește la persoanele care sunt mari consumatoare de proteină animală, da? Este indicat, evident, creșterea aportului de legume și scăderea aportului de carne și produse de origine animală.
pentru scăderea aminoacidului metionină, care intră și el în ciclul metilării și crește automat nivelul de homocisteină. Nivelul homocisteinei crește în prezența carenței nutriționale de cofactori, metilfolat, metilcobalamină, B12, de aceea este importantă suplimentarea cu aceste două vitamine și întrucât ciclul metilării este legat de ciclul transsulfurării prin enzima CBS, care este stimulată de vitamina B6, se recomandă și vitamina B6, care în mod suplimentar scade și nivelul homocisteinei crescute. Da, deci tratamentul este să nu fim foarte tehnici pentru corect. Cei care ne urmăresc, însă la o întrebare detaliată am răspuns. Exact, asta vreau să spun, că cei care ne scriu, se pare că știu foarte bine tot ceea ce spuneți, poate pentru restul care nu avem astfel de mutații sau nu știm de ele. Și nu ne-am documentat și nu ne-am pare așa un pic ca și când ați vorbi o altă limbă, dar văd că pentru cei care scriu este limbajul foarte bine înțeles. O salutăm și pe Alexandra Ioan, care ne spune, pe Alexandra Ioan, care dorește să ne împărtășească, doamna doctor, ce stil de viață și ce precauții ar trebui luate în considerare la copiii cu MTHFR, pentru că majoritatea persoanelor știu de efectele mutațiilor în sarcină. Urma Alexandra și eu să pun aceeași întrebare, însă aș fi pus-o după ce termina doamna doctor lista aceasta de recomandări legate de stil de viață. Deci spuneați analizele făcute, un diagnostic bine stabilit, reglat tratamentul de la pacient la medic, periodic, ca stil de viață cât mai multe legume verzi neprocesate termic, pentru că folații se distrug la temperatură crescută. Mai puțină carne roșie. Carne roșie, nu foarte multă. Nu neapărat interdicție, dar să nu fie carne cu carne, adică proteină animală cu proteină animală, carne cu brânză, carne cu altă combinație, și să uităm că mai există și salată verde, de exemplu, varza, broccoli, castraveți, conopidă, urzici, spanac, în funcție ce de bune sunt. Da, în funcție de anotimp și anotimp. Da, și disponibil. În afară de și alte sfaturi mai și avem? De suplimente. Da, la copii există o mențiune specială pe care vreau să fac. Am adus și un slide referitoare la copiii care au probleme stomatologice și care trebuie să meargă la medic stomatolog pentru tratamentul carilor. Și ei sunt anxioși. Se administrează inhalul sedare pentru a-i calma, pentru a-i liniști și pentru ca medicul să poată să facă tratamentul corect stomatologic. Însă, inhalul sedarea duce la inhibiția enzimei metionin sintetaza din ciclul metilării și o blochează irreversibil, astfel încât ciclul metilării se va opri. Și asta ce înseamnă? Nu este tocmai indicat. Există studii făcute și publicate în reviste de anestezie și terapie intensivă, care arată că nu este indicată administrarea de inhalosedare cu protoxid de azot la copiii care au mutații genetice, pentru că există riscul de apariție a efectelor adverse post-anestezie. Și care ar fi acest efect adverse? Că spuneați blocarea de... Da, efecte neurologice. Substanțe. Efecte neurologice, da. Care nu mai trec, adică rămân... Sunt tranzitorii, sunt temporare, dar este bine să fie evitate. Deci dacă cineva dorește să-și facă, să folosească acest tip de tratament, da? Să facă întâi testare genetică, să vadă că acel copil nu are mutații, să-i facă apoi o evaluare nutrițională, să vadă că este aprovizionat, da, metabolic optimizat cu tot ce trebuie pe partea de susținerea metilării, cu folați, cu B12, cu glutation pentru detoxifierea hepatică, și apoi poate să meargă înainte, dar nu în orb. Da, bun, iată, foarte bună această precizare. Da. Alte sfaturi pentru copiii cu aceste mutații genetice? Un stil de viață cât mai sănătos. Evitarea pe cât posibil a alimentelor procesate, chimizate. Asta cred că e valabil pentru toți copiii, ar fi ideal. Însă ei poftesc din nefericire la toată mâncarea asta care... Pe cât posibil, da, pe cât posibil. Exact, beneficiază de foarte multă reclamă și atunci... Realizez, da, pe cât posibil, da, mâncare pregătită în casă, din ingrediente naturale, da, fără pesticide, erbicide și așa mai departe, da, pentru că reprezintă o povară metabolică pentru ficatul acelui copil, care trebuie să proceseze în plus acele substanțe. Mâncare organică, da, mâncare proaspătă, mese mici,
și mai multe, da, 3 mese, desert, 2 gustări de-a lungul zilei, nu mâncat odată seara. Da? O mâncare sănătoasă, pregătită acasă, da, proaspătă. Da. Bun, sunt cred că sfaturi de general care valabile. Să ținem exact, da, cu, da, toții cont, atât pentru copii cât și pentru părinți, da, bunici, dar este mai greu într-adevăr. O salut și pe Mariana, văd că te uiți, Mariana, și îți mulțumesc. La fel pe Maria Ciornea, care întreabă, cred că Mariana ne-a urmărit de la început, ce înseamnă prescurtarea aceasta MTHFR. Doamna doctor a explicat, dar o să, da, preluați, da, acum. Metilen tetrahidrofolat reductaza. Este ultima enzimă din ciclul folaților care realizează conversia 5-10 metilen în 5 metil folat. Bun, o salutăm și pe Patricia Rovinar, care vă întreabă, doamna doctor, ce părere aveți despre vaccinarea persoanelor cu MTHFR A129C homozigot și țintește, adică dă un exemplu, chiar vaccinul antigripal, că în perioada asta, mă rog, suntem mulți care vrem să-l facem, îl facem fiecare, da, acum cu opțiunea lui, dar în mod special pentru cei care au aceste mutații. Da. Este un subiect foarte delicat cu vaccinarea. Vaccinarea în general, da, da. Eu sunt pentru diagnostic, pentru testare genetică, pentru hartă farmacogenetică, unde vedem exact funcția hepatică, pentru enzimele hepatice care se ocupă de procesarea substanțelor și proprii ale organismului și din exterior, endogene și exogene. Și pentru fiecare substanță din orice medicament, inclusiv din vaccinul antigripal, și aici sunt multe tipuri de vaccinuri antigripale, se poate vedea dacă organismul respectiv îl poate procesa sau nu și cât de bine îl poate procesa. Se testează astfel enzimele din citocromul P450, care se ocupă de faza întâi de detoxifiere hepatică, și din faza a doua de detoxifiere hepatică, unde intră și COMT, GST, glutation, etc., o grămadă de enzime care trebuie testate. În funcție de capacitatea de procesare a fiecăruia, cât poate fiecare să proceseze ca și substanțe chimice, se poate da indicație de a lua un tratament sau nu și de a stabili doza. Nu e cazul la vaccinare, dar la medicamentele care se dau de 3 ori pe zi, de 2 ori pe zi și așa mai departe, se poate ajusta doza în funcție de capacitatea enzimei hepatice de la persoana respectivă care se ocupă de degradarea acelei substanțe. Deci nu este un răspuns general, ci trebuie văzut, evaluat. Și la modul, la modul face, da, această testare, această, adică să vezi cum stai cu... Da, se pot face și în România există teste de verificare a prezenței mutațiilor pe enzimele hepatice. Se testează, de exemplu, enzimele din sistemul glutation. Glutation sintetaza, glutation reductaza, glutation peroxidaza, glutation GST1, GST1, GST P1, și se vede cât de mult funcționează partea de detoxifiere hepatică, pentru că trebuie să ținem cont de fiecare ingredient care este într-un produs. Și aceste analize vor urma, fac din sânge, se, da? Se fac din sânge, da, și se dau ca și, rezultatul este ca și la mutațiile MTHFR, prezent, absent sau deleție, dacă este cazul de deleție. În cazul în care există deleții pe enzimele hepatice, acolo este clar asta o scădere. Ce înseamnă? Lipsește, pur și lipsește. Simplu lipsește, da? Da, înseamnă clar că este o funcție foarte scăzută acele enzime și că trebuie mare atenție la tot ce înseamnă evitată aport de substanțe care ajung în ficat, tot ce înseamnă substanțe chimice, da? Da, la modul general. Și specific pentru acea subunitate se cunoaște la fiecare enzimă hepatică, se cunoaște ce metabolizează acea enzimă și se poate evita aportul de din substanța respectivă, pentru că acea persoană nu va putea să ofere o metabolizare corectă. Bun, salutăm și pe Iulia Mucanu, care scrie că a avut o sarcină oprită în evoluție la 8 săptămâni. Îmi pare rău, Iulia, și spune că are MTHFR A129-8C hetero. Doi hematologi mi-au recomandat acid folic 5 mg și Femibion. Poate fi toxic pentru organism luat în preconcepție și în sarcină? Pentru mutația MTHFR A129 heterozigot, care este cea mai ușoară formă, aici este cea mai mică scădere a funcției enzimei. Deci este cea mai ușor de dus, ca să zic, da, așa, mutație. Totuși a avut o sarcină oprită în evoluție, da, deja. Ce ar trebui să facă Iulia ca să... Da, nu este singura mutație. Reușească. Noi avem multe mutații care sunt implicate
în ciclul folaților și multe mutații care afectează ciclul metilării, pentru că embrionul are nevoie de produsul ciclului metilării, estadenozil metionină. Nu înseamnă că dacă are doar MTHFR 1, 2, 9, 8, nu are alte mutații care nu sunt testate. Există multe alte mutații și pe MTHFR și pe alte enzime din aceste două cicluri care împreună duc la o scădere a funcționării pe ansamblu a ciclului folaților și pe ansamblu a ciclului metilării. Deci nu trebuie să tratăm lucrurile punctual. Ce trebuie să facă ea? Să facă o verificare preconcepțională, da, a ciclului folaților, să vadă cât folat seric și cât folat eritrocitar are ea, pentru ca să verifice finalitatea ciclului folaților. Da? Mai, ok, are un MTHFR 1,2,9 care scade puțin funcția, dar să vedem totuși cât folat eritrocitar are, da? Să verifice și nivelul de vitamina B12, să verifice și eficiența ciclului metilării cu concentrația de estadenozil metionină care se lucrează în România, ca să știe cu ce pleacă, da? Pentru că ea știe că are o mutație, dar nu știe restul de mutații pentru că nu le-a testat și evident are și alte mutații. Și ar trebui să testeze, să vadă? Și dacă se poate face și o testare genetică complexă pentru toate enzimele din ciclul folaților și metilării, ar fi ideal. Bun, Iulia Mocanu ne mulțumește, spune felicitări pentru această discuție. Iulia, sper să-ți fie de ajutor sfatul pe care ți l-a dat doamna doctor Iosefina Spirs și să reușești să duci sarcina până la capăt nu și are să de ai ce. Un bebe sănătos. Este o mutație deci, foarte ușoară, nu are de ce să nu aibă. Deci are toate șansele ca să reușească și ținem pumnii, Iulia. O salutăm și pe Roxana Maria Ghina, care spune la alelele A1 și A1 cu MTHFR-A heterozigot și factorul 8 pozitiv și spune că are trombofilie cu risc scăzut, dar a pierdut două sarcini la 22 de săptămâni. Da, la o vârstă atât de mare a sarcinii, nu cred că este vorba de o carență de folat sau de B12 care se ducă la malformații, ci este o tromboză apărută prin alți factori de risc. Da, și deci atunci ar trebui să consult, consult la medic hematolog cu experiență pe acest domeniu de trombofilie la gravide, monitorizarea prin teste de laborator regulat lună de lună și văzut cum crește riscul trombotic, da, de dimerii, homocisteina, activitate PAI, etc. în funcție de fiecare, da, de ea și vorbesc la modul general de ce are și tratament anticoagulant dacă se impune. Da? Adică, da, probabil că este ceva mai mult decât MTHFR, zice eu. Pentru că nu se explică doar printr-o mutație MTHFR să pierzi o sarcină la deci 22 săptămâni. Deci trebuie să mai facă anumite investigații. Să continue testarea trombofililor ereditare, să adauge și trombofilile secundare, da, și sub îndrumarea unui medic hematolog să vadă ce s-a întâmplat. Îți mulțumim, Roxana, pentru mesaj și sper din tot sufletul să reușești și tu să devii mămică. O salutăm și pe Georgeta Radnat, care spune felicitări pentru emisiune. Aș vrea să știu dacă tratamentul pe care îl iau este potrivit pentru următoarele mutații, genotip dublu heterozicot C677T și A129-8C, genotip 4G/5G-PAI-1. Și halotip A1/A2 EPCR. Mi s-a recomandat un aspenter de 75 de mg pe zi și un natalvit. Menționez că nu doresc să concep pe viitor. De asemenea, am și endometrioza. Aici nu știu dacă am voie să suplimentez cu B12. Mulțumesc! Da. În cazul acestei paciente apare interdicția de suplimentare și cu metilfolat, adică natalvitul, nu l-aș recomanda, și nici cu B12, pentru că există riscul de stimulare a apariției de insulelor de endometrioză și amplificarea bolii de bază. Da. În această situație, pentru a crește nivelul de folat eritrocitar și de vitamina B12 serică, trebuie numai prin dietă, astfel încât organismul să-și crească nivelul de nutrienți atât cât este nevoie la capacitatea, la nivelul optim permis la momentul respectiv, doar prin dietă. Nu se recomandă suplimentarea pentru că riscurile sunt prea mari. Da, se poate, mai greu, dar se poate. Nu crește atât de repede ca și cu tabletă, unde iei doza de 800-1000 de micrograme de metilfolat și ai reușit să le crești repede, dar nici nu ai riscurile de multiplicare a endometriozei. De agravarea endometriozei. Agravării bolii de bază, da. Da, în ceea ce privește tratamentul profilactic pe care îl are cu aspirină, aspenter,
este la recomandarea medicului hematolog, nu a mea, dar ca idee trebuie să țină cont același lucru pe care l-am spus până acum, adică să verifice dacă mutațiile prezente sunt active sau nu. Dacă sunt active, e nevoie de tratament, dacă nu, nu. Bun, o salutăm și pe Dana Andreea care ne întreabă care sunt consecințele dacă se administrează doze de folat mai mari decât cele necesare. Există riscuri? Da. Dacă adică rău e să nu ai, dar rău e și să ai prea multe, întreabă. Acum se administrează și se absorb sau se administrează și nu se absorb? Ah, deci iată că mai avem o întrebare sau o situație de lămurit. Da. Dacă administrăm și pe de-o parte și pe de-altă parte luăm ibuprofen, nu se absorbe și atunci... Sau luăm metformin pentru diabet. Atunci e chiar indicat să luăm suplimente pentru că compensăm ce se pierde datorită altui tratament, da? Dar să presupunem, luăm tratament suplimentare cu metilfolat mai mult decât este nevoie și se asimilează, ajunge în circulație, ajunge în țesut. Bun. Există vreun risc? Așa, da, există un grafic, ca să spun așa, ca o curbă ascendentă pe măsură ce se suplimentează pe un teren unde există o carență. La început pacientul se simte foarte bine pentru că ceea ce se suplimentează ajunge în rezerve și începe să se simte din ce în ce mai bine, da? Se rezolvă carențele, biologia merge foarte bine. Dar la un moment dat aceste rezerve se ajung la maxim și gata. Și nu mai au unde să depoziteze și atunci apare anxietatea pentru că deci iarăși nu e bine. Și când ai prea puțin și când ai prea mult devii nervos. Exact, da. Și anxios. Excesul de suplimente cu grupare metil duce la apariția anxietății și aici nu doar metilfolatul, dar și metilcobalamina, lecitina, metionina, S-adenozilmetionina, colina, da, toate aceste suplimente care sunt și donatoare de grupare metil, excesul lor duce la apariția anxietății prin supraaglomerarea enzimei COMT, da, catecolometiltransferază. Deci nu e bine nici să avem prea mult, adică nu se elimină surplusul, se elimină prin urină, dar în timp. De aceea trebuie, lucrurile făcute metodic, da, mai testăm, mai suplimentăm. Spuneați de persoanele cu diabet care iau metformin că există riscul să rămână fără, adică nu se mai asimilează. Mai scăzut. Da. Și atunci ce e de făcut? Testăm, vedem care e nivelul, suplimentăm adecvat. Da? Da. Bun, o salutăm și pe Liana Stincescu. Liana spune, aș vrea să știu părerea doamnei doctor despre implicarea deficitului enzimatic MTHFR în bolile autoimune. Da, există o asociere, dar nu este domeniul meu, da, deci este mai degrabă de trimis la medicul reumatolog. Ce pot să spun este că în cazul în care există prezența mutației, mutațiile MTHFR sunt prezente, în special 677, cu o carență de metilfolat și se administrează, ca de obicei, acid folic. Da. Acidul folic este un inhibitor al celulelor NK, deci cu efecte pe sistemul imun, ca să zic așa. Da? Deci, pe cât posibil, recomandarea mea este să se facă o suplimentare, da, cu nutrienți bioidentici care să înlocuiască exact molecula existentă în organismul uman. Adică să nu folosim precursori care trebuie transformați prin nu știu câte etape, care durează, care consumă din rezervele biologice ca să ajungă produsul final biologic activ, ci să suplimentăm exact cu aceeași moleculă care există în organismul uman pentru a evita și pierderea de timp și de energie și posibile interferențe și posibile complicații. Bun. Da? Pe cât posibil. Pe cât posibil. Da. Și că am ajuns la suplimente. Exact. Și suntem și pe finalul emisiunii și vroiam sfatul și pe partea aceasta, pentru că ați spus este bine să încercăm să mâncăm cât mai multe legume verzi, să avem grijă la stilul de viață, calitatea ceea ce mâncăm, să ne gătim noi, dar că uneori nu avem în cantitate. Da. Exact. Ori nu se poate, ori nu mâncăm suficient de mult. Da. Cu ce putem suplimenta? Mă gândeam la BioGreens, că vă tot auzeam de verde, 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 exact. Și mă gândeam că la Zenith există, există, da? BioGreens și este foarte bun. Da. Deci este util. Este foarte ok, da. Zincul este iarăși un supliment necesar. Că de aceea l-am ales asta, să-l dăm ca premiu și poate ne explicați. Da, este necesar, este ca și cofactor în reacțiile enzimatice. Este cofactorul esențial pentru ciclul metilării, pentru enzima metionin sintetează. Fără zinc nu funcționează. Da, deci avem nevoie de zinc.
Și omega-3, și omega-3, da, este foarte bun și specific pentru MTHFR, pentru că stimulează funcția enzimei MTHFR. Da, deci o enzimă MTHFR chiar cu mutație va funcționa mai bine în prezența acizilor grași omega-3. Da, bun. Bine, da. Cu toții avem nevoie de acizi grași și omega-3. Da, cu atât mai mult cine are mutații. Bun. Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor. Cu plăcere. Sincer, a fost o discuție extrem de interesantă, însă ușor, adică sper ca mesajul să fie ajuns, însă am observat că cei care au aceste probleme de sănătate sau știu că au aceste mutații, știau foarte bine și termenii și limbajul. Da, mărturisesc că pentru mine a fost un pic mai greu. Aveți un public foarte educat. Exact, de care sunt foarte, foarte mândră și mulțumesc încă o dată că ne-ați fost alături. Mulțumesc, doamna doctor. Cu mare plăcere și pentru prezență. Da. Și eu sper să reveniți cu drag aici la Ziarul de Sănătate și să ne mai dați sfaturi la cu cea fel mai de mare utile. Plăcere. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost alături, ne-ați trimis extrem de multe mesaje, întrebări, foarte bine puse, foarte bine studiat, documentat. Vă mulțumesc, vă doresc din suflet sănătate și până data viitoare când ne revedem aici la Ziarul de Sănătate, aveți grijă de voi și să rămâneți sănătoși și voioși pe cât se poate. Pe curând!